Bună seara! În ultimul timp ne-am învățat aici în sala Zoom, în online. Ne bucurăm și în această seară de un internet bun. În această seară avem un subiect foarte frumos, rezultatele vorbesc. Acele persoane care au pus în practică, teoria noastră trebuie să îmbrățișeze practica. Așa că sunteți invitați să ne spuneți care sunt rezultatele dumneavoastră. Nu vreau să faceți referire la produse, la terapii, la lucruri care v-au costat mai mult sau mai puțin. Nu asta e important. Fiecare dintre voi ați făcut niște eforturi ca să vă curățați corpul interior pe organe și sisteme de organe. Asta a fost decizia dumneavoastră. Și bineînțeles, puteți să ne spuneți care a fost fraza care v-a influențat din maratonul nostru ca să începeți. Care este relația dumneavoastră cu un îndrumător? Pentru că toate lucrurile care le puneți în practică, cred că sunteți îndrumați pas cu pas. Și toate aceste lucruri pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Ne bucurăm că această întâlnire și acest maraton nu se putea fără acei îndrumători care au pus în practică. Din 2021 avem peste 100 de îndrumători, oameni care au intrat în frecvența iubirii și fac invitații în această sală Zoom, ca dumneavoastră să fiți invitați și să trageți foloase din această întâlnire. Hai să nu lungim lucrurile, hai să vedem un prim bună seara! Emisie. Bună seara, Aurora! Ne bucurăm că ești alături de noi. Vrem să te întrebăm pentru început de cât timp ești alături de noi. De foarte puțin timp, sunt doar de 2 săptămâni și abia acum formez o relație cu îndrumătorul meu, de fapt. Nici măcar nu ne cunoaștem foarte bine, dar v-am ascultat în fiecare seară emisiunile, aproape în fiecare seară. Și pentru că suntem la rezultate, vreau doar să vă spun că, așa, foarte pe scurt, o să vorbim probabil cu altă ocazie despre rezultate mai spectaculoase, să zicem. Dar n-a fost în intenția mea să slăbesc, de exemplu. Am început să beau apă cât mai aproape de zero. Încă nu am reușit să o aduc la 0,0, dar este pe aproape, să zic, 0,6, cam așa, cu o carafă filtrantă. Mi-am cumpărat instrumentele. Atât deocamdată, și credeți-mă că s-au dus în 2 săptămâni 3 kg fără să am vreo intenție, la fel de bine fără intenția mea, am lăsat cafeaua, care beam cafea de 15 ani și nu am vrut să o las. Credeam că îmi dă energie și mi se părea ok așa. Dar în diminețile în care m-am preocupat să beau... Pardon. Stați puțin. Și cine v-a invitat aici alături de noi? O doamnă îndrumător, Mirela. Mirela. Ok. Înainte să fii alături de noi, cât apă beai și cât apă bei acum? A, nici nu există termen de comparație. Nu știu dacă beam înainte, pentru că fac o navetă foarte mare la serviciu și ca să nu merg la toaletă, preferam să nu beau apă. Și la serviciu nu aveam timp, nu știu. Cred că gustam doar apa. Da. Și acum câtă apă bei? Acum am reușit să mă țin la 3 litri și vreau să progresez. Și ai renunțat la serviciu? Nu. Dar ai găsit soluții ca totuși să mergi la toaletă și să elimini rezidurile, pentru că dacă nu bei apă să scoți rezidurile, uite că doar așa, doar că bei apă, 3 kg s-au dus de lucruri care le păstrai în corpul tău. În 2 săptămâni eu zic că este super, doar că ai schimbat apa. Super, mulțumesc de încurajare. Important este altceva. Pentru că majoritatea oamenilor, așa cum ai spus tu, chiar și tu, bei cafea, probabil că bei cafea să ai energie. Exact, exact. Credeam că nu pot să merg pe stradă dacă nu beau cafea dimineața. Ok, acum ce poți să ne spui? Care este diferența între a bea apă zero și a bea cafea? Adică tu care, eu cel puțin, eu am mai multe degete la mâini decât de cafele am băut, așa că eu nu pot să spun. Tu bei în fiecare zi cafea. Care este diferența real? Care este diferența în acest moment când bei apă și înainte când bei cafea? Deci, să vă spun, la început,
cele primele zile după ce nu am mai băut cafea, nu pot să spun că am simțit o schimbare spectaculoasă, doar că m-a surprins că am putut să o las. Dar după câteva zile, este wow, deci am energie, deci apa, aproape că mă duc spre ea tot timpul, o doresc, am nevoie să beau apă. Mi s-a oprit și pofta de mâncare și nu am nicio problemă. Cafeaua îmi creează așa, mi-e indiferentă. Nu pot să spun că mi-e scârbă de ea, nu, dar mi-e indiferentă. Acum o întrebare întrebătoare. Credeai tu că o să ai energie că bei apă? Nu, în niciun caz. Nu, credeam că energia vine din ceva care costă foarte mult, nu știu, anumite lucruri care, eu știu, nu, în niciun caz. Dar sunt foarte, foarte mulțumită. Și noi îți mulțumim frumos, Aurora. Și eu vă mulțumesc. Bună seara, Virginica, ne bucurăm să fii și în această seară alături de noi. Vrem să te întrebăm de cât timp ești alături de noi? După data de 14 mai. Oh, ții minte și data. Cum să nu ții minte? Care sunt rezultatele tale? Pentru că și data trecută ne-ai spus ceva din rezultatele tale. Rezultate sunt îmbucurătoare. Bine, că nu după o zi pe alta să remediază cu toate problemele care le am, cum v-am spus data trecută, nu știu dacă v-am amintit că în momentul ăsta ce-am 3 tumori la cap. 3 sunt operată, deci de 3 ori sunt operată la cap de carcinom. A rigidivat în partea dreaptă, mai jos de unde am fost operată, unde am și paralizia. Un meningiomă care l-aveam deja prima să fiu operată, care nu se poate opera, plus că a apărut un alt carcinom, nu e mare, mai e cât o nucă, în partea stângă, între mandibola și între mandibola din partea de sus și între ureche. Ce să vă spun? Că eu mă încred foarte mult în programul ăsta, am foarte multă încredere, nici nu vă imaginați. Am încercat din toate răsputerile să respect tot ceea ce nu am cuvinte să-i mulțumesc lui Emil și lui Rădița, că au fost îndrumătorii mei și sunt îndrumătorii mei, care m-au ajutat, am respectat pas cu pas. Noaptea trecută, joi, de fapt, chiar dacă eram la întrunire, am început de eliminarea, spălarea ficatului. Am fost un pic sceptică, să zicem așa. Am oprit și audio. Că mă gândeam că zic că chiar așa poate să dea rezultate, mănânc măr și morcov, să beau ulei, în sfârșit, cum este rețeta. Eu am fost un pic sceptică, dar când m-am trezit dimineața, am respectat în tocmai cum era video, cum era videoconferența. Dimineață am eliminat 10 petri. Nu la primul scaun, nu la al doilea, la al treilea. E drept că am dat afară la al treilea scaun, eram un pic preocupată, zic, nu are niciun rezultat. Ma după aceea, m-auziți? Da, te auzim. Da. După aceea, la al treilea scaun, au început să iasă petrile din mine. 10 da. Petri. Una este de unde, mai mare. De unde crezi că au ieșit acele pietre? Ma cum eu am făcut atâtea atacuri serul de contrast la burtă, la ficat mi-a găsit că aveam ca un ciorchin de struguri plin de petri. Plus, ce mi-a ieșit, că m-am și speriat, ca păcura, asta nu putea să fie decât din feri, de la feri. Ca păcura cu zi aproape neagră. Zic, Doamne Dumnezeule, ce putea să fie în ferea mea și
în ficatul meu. Eu până la urmă am fost un pic, am stat rău, m-au durut toate oasele, tot corpul, burta m-a durut rău, dar pe urmă, după ce m-am eliminat, după o oră așa, mi-am revenit, am bine să zbor, fericită. Am o nepoată în Olanda și astăzi am discutat cu ea și am arătat ce a ieșit din ficatul meu, nu-i venea să creadă. Bine, dar deci ție nu-ți venea să crezi? Nu-mi venea să cred, că eram un pic sceptic, adică de, mâncând așa de simplu, făcând să stau pe partea dreaptă. Nu ne spune acum ce ai făcut, că nu asta e important, că poate cineva din seară se apucă de treabă. Nu-mi venea să cred că la primul, la al doilea scaun nu ieșea nimica. De-abia la al treilea am văzut câte metri ies din mine. Așa. Da, știi, mi-a venit în cap o idee și nu mă pare rău dacă nu îți pun această întrebare. Când ai spus că aveai acei noduli, pe unde ți-au apărut? Așa, trei noduli, unii au fost operați, așa. De unde a venit această boală în corpul tău? Ai avut vreo explicație? Ți-a spus cineva de unde îți vine așa un cancer în corp? Sinceră să fiu... Ai băut apă după cineva? Ai mâncat mâncare stricată? Mănânci, eu știu, nesănătos? N-ai grijă de tine? Nu, am avut foarte mult. Problema este că eu m-am născut bolnavă. M-am născut deja cu cancer. La 7 ani am făcut chimioterapie. Deci toată viața am suferit. Eu am făcut mult tratament. Am foarte multe vizite, foarte multe. Am făcut chimioterapie, radioterapie, tot felul de probleme. Deci nu e nicio explicație. N-am avut nicio explicație, dar un doctor... Atunci hai să vedem așa, lucruri simple. Hai să vedem lucruri simple. Câtă apă bei tu înainte? Până în 2 litri de apă. Câtă bei acum? 6 litri. Ai fi crezut vreodată că poți să bei o apă curată atât de litri? Mai. Aveai impresia că dacă iei vreun supliment, dacă faci vreo chimioterapie, dacă mănânci sănătos, o să te vindești vreodată? Sau mâncarea, acum ai înțeles că murdărește corpul, apa curăță corpul? Am înțeles. Vreau să spun că atât am plâns înaintea lui Dumnezeu. Zic, cum mă privești pe mine atât de murdară în interior? Eu când am văzut filmulețile alea, m-a impresionat atât de mult că m-am pus serios pe treabă. N-am cuvinte cum să-i mulțumesc, mă rugam, zic, cum mă privești pe mine Dumnezeu? Ești o încurajare pentru noi toți. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți oameni care sunt aici în Zoom, pot scrie cifra unui chat. Toți aceia care nu credeți că în ficatul dumneavoastră există un mâl urât mirositor, puteți să aveți curajul să scrieți, că nu credeți. Până la proba contrarie, chiar dacă mâncați cea mai alesă mâncare, cu toți respirați praf, cu toți beți apa care conține acest rezid. Ați văzut luni, da? Asta este apa de luni, ia uitați. Am lăsat-o aici special, cu toții beți această apă. Foarte bună de altfel, care se găsește la bidon și am păstrat pentru dumneavoastră și ceaiul. Uitați cum se face ceaiul, care l-am stricat, le mucigăit aici, în pahar, uitați-vă, mucegai. Ceaiul se strică. Da, ceaiul se strică, se împute, făcând apa, mineralele din apă nu se văd și nu-i băubil apa. Și nu spală corpul și apa trece pe lângă celule. Și din cauza asta, dragilor, noi știm că sângele nostru este viața noastră. Dar dacă nu bem esența vieții, nu stăm bine cu viața. Sânge gros. Felicitări, Virginica, ne bucurăm foarte mult pentru prezența ta și mai ales că ne-ai spus că n-ai crezut, dar ai făcut. Și plus de asta, vrem să te întrebăm de sfârșit. Ai energie și dacă vei ține acest program toată viața? Da, eu programul ăsta, câte zile mai am de trăit, eu vreau în primul rând că vreau să trăiesc mai mult, vreau să
Pentru că nu știu dacă ai înțeles că eu am un program plin înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să trăiesc, să ajung când voi vedea Babilonia cea mare distrusă. Eu vreau să văd lucrul ăsta. Vreau să trăiesc, să ajung momentul ăsta. Mă rog, în continuu, păi, oamenii de 2000 de ani se roagă să vină împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și noi suntem generația care putem vedea. Felicitări, ne bucurăm de prezența ta. Bună seara, Adriana, deși tu ești la servici, ne bucurăm de prezența ta. Doresc să ne depui o mărturie aici despre situația ta. Da, bună seara, mă bucur că sunt cu dumneavoastră și cu toată lumea. Din ceea ce vă pot spune, mă numesc Covaci Adriana și am intrat și eu în programul zilnic și sunt de vreo 3 luni. M-am apucat și de curățări, dar pot să zic când am schimbat apa, eu am băut o apă foarte murdară și când am făcut testarea apei, am văzut ce apă beau. Imediat am început să procur o apă băubilă și după aia am adus-o la cât mai mic nivel. Și chiar am simțit din prima zi... Când am schimbat apa, că suprarenalele la talpă este un punct reflexogen al tălpii și simțeam la suprarenale că... deci apa am văzut din prima, că nu am mai avut probleme în acest sens. Și am început cu și programul zilnic și am făcut 4 curățări de ficat. Și urmează și m-am gândit să fac curățările până nu mai iasă nimic, să fie totul curat, poate 8 sau 10, văd eu cât mă duc. Deci și tu ai aruncat cu pietre noi. Da, și pot să zic că deci e foarte ușor, poate la început, care nu a făcut niciodată, poate ceva de speriat, teamă, ceva, dar noi o frică, e ceva totul foarte normal. Operație fără cuțit. Fără anestezie, fără durere. Da. Apoi dimineața, după ce faci un pui de somn, nu știu. M-am ajutat și m-am urmat pas cu pas. Și mulțumesc tuturor și dumneavoastră că țineți aceste emisiuni și ne ajutați cu informații foarte bune, foarte utile și sănătoase. Dacă cineva spune că este teamă, tu ce îi spune? Să aibă curaj. Doar să fac un pas înainte și atunci să schimbă, trece peste această teamă și totul e normal. Totul e normal. Devine normal. Să încearcă odată să încerce. Cum? Nu e greu. Să încerce să fac odată. Am slăbit, să zicem, vă 2,5 kg. Dar de când am schimbat apa și mi se pare foarte dulce, apă zero, beau la apă mai mult peste limita care trebuie să o beau, adică chiar ajung chiar și la 5 litri, 4,5, 5 și eu trebuie să beau numai până la 3 litri, dar îmi place atât de mult apa că tot orpotez la apă, tot beau. Acum da. are gustul bun. Bine, mulțumim frumos, serviciu ușor acolo unde ești. Mulțumesc, la revedere. Bună seara, Mirela, ne bucurăm din nou că ești alături de noi. Bună seara tuturor și eu mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și de acest grup minunat. Sunt bucuroasă că particip din luna decembrie, mai precis din 15 decembrie de anul trecut. Am început programul zilnic, sunt foarte, foarte mulțumită. Frazele care m-au făcut pe mine ca să trec la partea practică, la programul zilnic, au fost: nu ești bolnav, îți este sete, pentru că eu înainte nu beam apă suficientă, cel mult 3 pahare sau 1 litru la zi, cel mult, și pentru mine niciodată nu mi-era sete și mi s-a părut interesant lucrul ăsta, că nu ești bolnav, îți este sete. Și apoi, ca să curățăm corpul prin interior, la fel cum ne curățăm prin exterior și gândind normal,
Sigur, cum ne curățăm pe exterior? Cu apă. Așa trebuie să ne curățăm și prin interior, tot cu apă, nu? Nu cu mâncare și altă băutură, în afară de apă. Și am început programul zilnic și a început să dea rezultate imediat. Eu am probleme de sănătate destule. Mai bine zis, am avut, pentru că o parte din ele sunt foarte bucuroasă că deja se văd schimbări și se văd rezultate. Am un hipotiroidism, am nodul la tiroidă, aveam probleme mari, în special noaptea, pentru că mă sufocam, nu puteam să dorm din cauza tiroidei, nodulului. Acum pot să spun că nu mi se mai întâmplă acest lucru, dorm liniștită, niciodată nu mă mai sufoc noaptea în somn. Colesterol, dureri lombare, aveam lipsa de vitamina B12, vitamina D. Aceste lucruri mi le spuneau medicii de fiecare dată când mergeam la control medical. Aveam dureri puternice de stomac, mi-au făcut o felul de probe și mi-au spus că nu au nimic, ei nu-mi găsesc nimic în stomac. Singurul lucru este pe sistem nervos și că trebuie să am grijă că datorită stresului, datorită nervilor, am acele dureri teribile de stomac, nu puteam să mănânc crudități, legume, fructe mai mâncam, dar legume trebuia să mănânc totul fiert, pentru că orice mâncam crud îmi dăteau dureri de stomac. Asta este o cum să zic, o zicală, ne-am obișnuit când nu știe ce să-i spună omului, zice, a, dar tu te enervezi, ai popor nervos. Da. La mine majoritatea lucrurilor mi s-au spus că sunt pe sistem nervos, neștiind. Da, acum ai sincer, acum ai devenit așa mai calmă în instant de când bei apă? Da, m-am calmat. De unde? Din contră, bând apă sunt mult mai energică, mult mai din contră. Înainte eram mai statică, nu aveam atâta energie ca să fac atâtea lucruri. Acum probabil, nu știu, nervii, acum au început să lucreze mai bine, nu înainte când îmi spuneau ei. Da. Și mergând pentru problemele de stomac, au depistat că am și ficatul gras, mi-a spus că am pete pe ficat, că abdomenul mi se vedea încărcat și acum sunt foarte bucuroasă pentru că am fost la medic. Am cerut ca să mi se facă o ecografie pentru că eram curioasă după aceste câteva luni de program zilnic și am vrut să văd ce îmi spune la ficat. Am fost și mi-a făcut ecografie, a stat medicul cu mine, cred că mai bine de o jumătate de oră și se tot uita și în stânga și în dreapta, s-a uitat pe tot abdomenul și în final mi-a spus, dar să știi că nu se mai vede nimic în corpul tău. Ce ai făcut? În afară de faptul că m-a văzut cum arătam, zice, da, ai slăbit foarte mult. I-am spus, da, am slăbit 10 kg. Vai, dar s-a întâmplat ceva cu tine? Imediat medicul a început să mă întrebe. Zic, nu s-a întâmplat absolut nimic, decât că m-am controlat puțin la programul meu de zi cu zi. Așa i-am spus eu. Și mi-a spus că ficatul meu este curat, deci nu se mai vede absolut nimic pe ficat, nicio pată, grăsime, nimic. Mi-a spus că am un abdomen foarte curat și că rinichii mi se văd mult mai hidratați față de la ecografia anterioară care am avut-o eu făcută. Așa că sunt foarte bucuroasă pentru că la mine rezultatele se văd din zi în zi mai mult, cu toate problemele care le am. Am nodul la sân, deci eu am de toate. Dar în curând o să scap, așa cum mi s-a curățat ficatul și cum văd că rezultate sunt pe zi ce trece, la fel o să scap de toate, câte una,
cu răbdare și perseverență, trebuie să scap de toate. Am un tumor la cap care nu este operabil. Mi-a spus că tot la fel este pe sistem nervos, trebuie să mă controlez, să fiu atentă, pentru că nu are ce să-mi facă decât să mă controlez eu. Și altă afecțiune, care la fel este foarte gravă pentru mine, mi s-a spus că am o boală a unui personaj, personajul Turner, așa o numesc ei, care de fapt este o afecțiune a nervilor. Nervii mei sunt fisurați și datorită faptului că sunt fisurați, nu mai pot ca să mai mișc bine mâinile și mușchii mâinilor mi-au dispărut. Și când am mers la medic, mi-au spus că nu au ce să-mi facă și că trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că așa o să fiu de acum încolo și că o să mi afecteze și picioarele și că în final o să ajung la scaun cu rotile. Da, pe o parte au avut dreptate, pentru că după mâini a început să mi afecteze piciorul stâng. Deci am simțit dureri la piciorul stâng și trebuia să fiu foarte atentă când mergeam, pentru că așa dintr-o dată mi se muia piciorul și am căzut, chiar am căzut de câteva ori. Dar acum această durere de la picior și faptul că îmi producea acea cădere, nu o mai am. Deci se cunoaște că din ce în ce lucrurile merg spre bine. Această, așa zis, boală este o boală degenerativă, care ei ți-au spus că la un moment dat poți să ajungi la scaunul cu rotile, nu? Da. Dar deja schimbi. Ce schimbări sunt în mod real? Adică ce ai văzut tu vizibil la corpul tău? Și deci, ce confirmare? De unde ți-ai luat confirmarea că e bine? Referire la problemele cu de umeri sau în general? Da, în general și cu mușchii și cu grăsimile, cum este corpul tău acum? În general, adică el începe să se regenereze sau boala continuă? S-a stopat? Nu. Începe să se regenereze, deci v-am spus că piciorul stâng mi se muia și am căzut, de câteva ori chiar am căzut pe stradă. Deci nu, și aveam dureri puternice, deci nu, durerile nu le mai am și nu mi se mai moaie piciorul, deci îl simt un picior normal și chiar puternic, deci nu mai am această problemă. Și la umeri nu mai am durerile care le aveam, noaptea pot să dorm, pentru că nu puteam să dorm de durerile care le aveam, chiar dacă luam medicamentele care medicii mi le-au prescris pentru dureri, nu puteam să dorm. Și durerile care le aveam, nu le mai am. Și da, se vede o schimbare, că așa cum v-am mai spus, eu am fost cântărită cu acel cântar special. Și acum, după ce am fost cântărită înainte de a începe programul zilnic și după câteva luni. Acolo mi-arată că deja masa musculară a început să-mi crească. Deci schimbări se văd. Normal ar fi fost în timp să scadă masa musculară, conform dezechilibru sau bolii pe care tu ai. Da, deci eu mușchii la umeri, în spate, deci nu mai aveam deloc mușchi. Nu mai, se vede, am un gol în spate, deci deasupra acolo la umăr este un gol, practic este un gol, nu se... Dar acum, conform cântarului, a început masa musculară să-mi
crească din nou, să se regenereze. Treptat, puțin câte puțin, dar abia am făcut doar o curățenie de ficat și acum urmează să încep acel program de 90 de zile și o să mă recuperez total, sunt convinsă. Trebuie să am puțină răbdare și să fac toate curățările. Da, felicitări. Dacă ți-ar fi spus cineva că există un remediu pentru tine, te-ai fi gândit că trebuie să schimbi apa pentru început? Nu. Pentru mine, când am ascultat pentru prima dată și spuneați că dacă schimbăm apa, o să primim sănătate în corpul nostru, nu mi-a venit să cred. Adevărul este că nu am crezut, dar am zis că încerc să fac, pentru că oricum eu nu mai aveam nimic de pierdut. Deci pentru mine nu mai aveam nicio șansă, nicio speranță din partea medicilor și nu m-au văzut doar unul, m-au văzut mai mulți și toți mi-au dat același diagnostic. Deci nu mai aveam nicio șansă și am zis trebuie să încerc pentru că oricum nu pierd nimic. Și am făcut bine că am încercat pentru că rezultatele să văd, sunt foarte mulțumită și o să devin din nou un om normal după toate curățările care le voi face. Felicitări, Mihaela, îți mulțumim frumos că ai fost și în această seară de noi. Este o încurajare pentru că chiar boli degenerative, în emisiunea de data trecută am văzut chiar boli genetice dispar. Nu toate bolile genetice pot dispărea, dar să știți că în viitor vom folosi și tehnologii prin care chiar metalele grele fac să degenereze, chiar creierul degenerează și ajungem să avem copii care se nasc de nota 10, moștenești ceva de la mamă, dar mai primești ceva din faptul că se nasc în lumea asta și primesc niște lucruri. Prea multe lucruri nu spunem, dar ideea este că tot așa vrem ca rezultatele să vorbească. Oricum, da. Tu ești un rezultat real. Ne bucurăm. Câte kilograme ești pe minus? Am început cu 71.800 și acum am 60.200. Deci ai dat, ai aruncat, deci 11 kg. Duceai în spate un sac de cartofi. La noi în România se pune așa la saze de la 10 kg. Da. Deci așa, tu acum da. Cu un sac de cartofi fugi pe stradă. Da, am 11 kg minus. Deci am zăbit 11 kg. Bineînțeles este că... Este interesant că tu ai aruncat reziduri din corpul tău, 11 kg, dar ai pus și masă musculară. Deci asta este, da. Asta este o dovadă că masa musculară poate să-și revină, ceea ce într-o boală degenerativă niciun om nu crede că el își mai poate reveni. Da. Eu vă spun că văzând că piciorul a început să-mi reacționeze, durerile au început să dispară, mușchii au început câte puțin, deci la mine este o speranță foarte mare și sunt convinsă că o să, până la sfârșit o să fiu total vindecat. Vă mulțumesc foarte mult și mă rog la Dumnezeu ca să vă dea multă putere să fiți alături de noi și mii de mulțumiri pentru că sunteți îndrumătorul meu și vă mulțumesc din tot sufletul și în fiecare zi vă mulțumesc și dimineața când mă scol și seara când merg la culcare pentru că rezultatele mele pe zi ce trece se văd mai mult. Și încurajez toate persoanele care au probleme să încerce ca să facă acest program zilnic. Și am văzut mai devreme că o persoană spunea că este teamă să facă curățările de ficat. Nu trebuie să fie teamă și indiferent ce ar fi, trebuie să gândească pozitiv. Gândind pozitiv, rezultatele se văd. Mulțumim pentru curajări, mulțumim pentru faptul că ai rezultate, înseamnă că
vindecarea, ca informație, a fost pusă la nivel celular. Noi trebuie doar să curățăm corpul, să decidem să facem aceste curățări și, bineînțeles, cu ajutorul îndrumătorilor și încurajările care le primim, lucruri simple. Bună seara, Daniela, ne bucurăm că ești alături de noi. De bună cât seara. Timp ești alături de noi? E, primul contact care l-am avut, chiar am notat aici în telefon, nu-l șterg mesajul, care l-am primit de la îndrumătoarea mea în 26 ianuarie anul ăsta. Atunci am intrat, era prima, nu știu, eram tare curioasă de ce se întâmplă. Când am auzit că e vorba de sănătate, am spus la Valentina Tomuș că zic, da, mă interesează orice e legat de sănătate. Și m-ați făcut curioasă, pentru că tot ce am început să urmăresc, era într-o marți când am aflat, am început să urmăresc pe Zoom, să aflu mai multe lucruri. Acum ce ați vorbit dumneavoastră era totul logic, dar când am ascultat în săptămâna respectivă părerile altora, tot ceea ce, prin ce au trecut, am rămas surprinsă. Deci povestea fiecăruia de vineri pe mine m-a surprins. Chiar m-am gândit, ar fi cazul să vorbesc și eu, istoria mea. Nu am o istorie mult de povestit, nu am multe dezechilibre, în timp am acumulat multe. Dar ce m-a deranjat pe mine era problema cu articulațiile. Mă străduiam să beau apă, că am înțeles că e voie și că e bine și recomandat. Dar, în schimb, nu era apa potrivită și atunci se pare că mi-am făcut mai mult rău decât bine. Eu cu mâna mea. Na. Pe parcurs, deci săptămâna, cum ar fi următoarea săptămână, zic, vreau și eu să măsor, că luam apă de la izvor, că nu-mi plăcea că stă apa la magazine și în soare și cu plastic. Zic, aia nu-i prea sănătos. Sigur, nu e bine pentru organism. Și mergeam kilometri în plus, bine, mai departe la un izvor, dar soțul zicea, nu consuma motorină, că e dintr-un izvor de unde e aproape o fabrică, o centrală nucleară. Atunci nici aia nu era avantajos. Zic, nu știu unde să puc de pe pământ ca să trăim sănătos. Dar, în schimb, am căutat metode să aplic ceea ce spuneți, mi-am cumpărat aparate, bine, aparate de măsurat apa și am schimbat apa. Mi-a venit o listă, mi-au trimis îndrumătorii lista de aici din Spania care ar fi apa potrivită, recomandată și imediat am schimbat apa. Rezultate am avut chiar primele două săptămâni. Doar apa și alimentația. Am avut grijă de alimentație. Am încercat să reduc pâinea, să reduc dulciurile, deși eu eram cea care ofeream la familie prăjituri, pentru că eu vroiam să le mănânc. Nu v-ar plăcea prăjiturele, pentru că eu eram aia care doream. Da. Și mă gândeam, dar totul a început, nu știu, așa au avut legătură și cu nunta lui fiica mea, că vroiam să arăt bine, dar eu eram de 95 de chile. Dar mă interesa sănătatea, dar nici într-un alt moment din viață n-aș fi preferat să arăt mai slăbuță. În schimb, perioada asta cu nunta, zic, hai să fac ceva de mersuri, să iau măsuri, pentru că nu se poate. Deci, noi parcă acum auzim pentru prima oară, tu ai avut 95 de kilograme? Da. Și acum cât ai? Acum am 80. 80, 81. Un metru cât ai? Un metru 80 și 83. Un metru 83. Ești înalt, ok, super. Da, da, înalt. Super. Nu se vedea că am 85 de kilograme, dar eu la articulații eu simțeam. Că ziceau doctorii, nu înțeleg de ce durerea mea avansează așa. Ba genunchii, ba la coate, ba aici mă dorea. Deci mă băgau în rezonanță, rezonanță cu... Au zis că la ingle am
ligamentul rupt, după aceea că e uzură, că nu te putem opera încă, că nu e atâta uzură, dar nu ziceau nimica. Deci nu umblam pe la doctor, dar te puneau dintr-un aparat pe altul și chiar am făcut eu așa, eram preocupată de binele altora și eram, să zic, făceam voluntariat, dar trebuia să renunț pentru că zic, asta nu e viață. A zis un pui de rață. Și așa. Ideea e că am început cu apa. Prima săptămână am zis, încep, cum mi se pare totul logic, nu zic că n-am crezut. Dar s-ar putea spune că n-am crezut și am vrut să încerc. Da, s-ar putea și asta în cazul meu. M-am gândit, dacă schimb apa, încep 7 zile, să văd ce se întâmplă. Așa, așa făceam și eu. Din ce în ce mai des. Am slăbit în prima săptămână, în 7 zile, am slăbit 3 kg. Deci am început de sâmbătă, vinerea am văzut rezultatele altora. Sâmbătă zic gata, încep de sâmbătă până sâmbătă. Am slăbit 3 kg. Dacă merge bine 7 zile, hai să fac 14 zile. Am slăbit următoarele 3 kg, iar deci în 2 săptămâni 6 kg. Și după aceea zic, dar dacă merge bine să fac și curățări. Dar ideea e că soțul meu m-a ajutat, m-a susținut, zice, de ce nu punem aparat, de ce cumpărăm și aducem apă, stăm la etajul 5, așa mai leneși, să nu cărăm apă, hai să cumpărăm filtru sau ceva. Și chiar eu am crezut că s-ar putea că vreți să vindeți filtre. Și întrebam pe Viviana, zic, dar vreau și eu așa un filtru. De-aia îmi zice, dar de ce nu-ți cumperi din Spania, că e mai ieftin? De ce vrei din România? Apoi zic, nu voi vindeți. Nu, nu, nu noi vindem. Zic, bine, bine, atunci o să cumpăr de aici și mai ieftin. Și așa m-a uimit faptul că ați făcut un lucru dezinteresat. Deci un lucru bun, intenții bune, dacă le aplici, dau rezultate și... Nu știu. Până în ziua de azi sunt cu voi și... Câte curățări de ticat ai făcut? 6. Ai avut eliminări care... Da. Poți să spui că ai fi crezut că ai așa ceva? Păi nu, că eu ziceam că mănânc sănătos, că ne ferim de carne, mâncăm numai așa carne, să dăm gust la mâncare. Nu exageram, nu trăiam în excese. Nu mâncăm pe la restaurante să zic că pot să mă infectez cu ceva sau frig acolo la cartofi prăjiți ca la restaurante și nu schimbă uleiul și așa. Am zis că avem grijă de alimentație ca familie, dar n-aș fi crezut. Acum, referitor la intestine, iarăși ai avut eliminări de la nivel de intestin. Da. Dar sper să nu arătați acum. Când eu nu vorbesc, arătați, vă rog. Nu arătăm, fără voia ta nu facem. Dar da, ai crezut că pe intestinele tale pot fi de pune, deși tu mâncai relativ sănătos, îți găteai mâncare acasă, aveai grijă? Nu, n-aș fi crezut. Ceea ce am vrut eu când am auzit că se fac curățări, am vrut să fac curățări de intestine prima dată. Nu mă interesa ficatul, că zic, ficatul mi-e bine. Dar... Știi cum asta cu ficatul e bine, că așa ești la analize. Ați vezi ficat normal. Da. Și ele plin. Dar aveam multe alergii. Aveam alergii. Bravo. Și alergiile de unde veneau? Cred că de la intestine. Că am auzit un doctor. Mai ai alergii? Nu mai am. Primăvara asta poate să fie orice, să înflorească orice pom, că nu mă mai interesează. La noi așa... a trecut primăvara, la voi vine mai târziu? Au trecut deja, la noi deja, gata, au trecut. Dar cum era mai înainte, te gândeai la primăvară? Aoleu, vine primăvara, poți să mor. Și praful de polen, mă sufocam noaptea, nu puteam să respir. Ziua lucram și noaptea nu odinești, zic, asta nu e viață. Trebuie să fac ceva. Deci. Și am înțeles, chiar spunea un doctor, că de-aia m-am preocupat
eu. Dar ce medicamente ne-au dat? Ne-au dat ceva medicamente care cât luai era bine, după aceea iar reveneai la, la starea dinainte. Și am înțeles că, zicea un doctor, dacă nu tratăm alergia timp de 5 ani, putem face colon iritabil și după aceea să dăm un cancer de colon. Zic, dar ce are mucoasa de pe mațe cu mucii de aici, că mă sufoc? Nu înțelegeam. Dar se pare că are legătură pentru că, cum am făcut curățările de, de intestine, păi mi-am revenit la normal. Bun, acum, dacă te văd cei din jur, ce vârstă îți dau? Este vreo schimbare din punct de vedere și al frumuseții și al energiei tale? La energie vă zic eu, nu trebuie să dați nimic. La energie vă informez eu că na, am energie. Am energie. Chiar am o altă atitudine. Eram foarte... Eram absorbită. Eram absorbită, vreau să spun, în tristețe. Eu credeam că trebuie să caut un psiholog sau ceva. Deci eram așa, nu știu dacă era o formă de depresie, dar eram într-o situație așa un pic abătută. Și nu mă mai interesează. Nu mă interesează, că încep să împlinesc în orice domeniu ce depinde de mine și vreau să, așa, să trăiesc conștient pe pământul ăsta, să fac ce depinde de mine și să ajut pe alții. Dar, nu știu, m-a afectat cumva tristețea că nu mai păsa de nimeni și de nimic și nici de mine. Cumva de genul ăsta era senzația mea. Dar acum zice fiul meu, mama, te-ai schimbat. Zic, și? Nu-i bine. Nu-i bine. Pentru mine e bine. Deci, parcă nu mai sunt alta. Nu știu ce să vă zic. Ne bucurăm mult pentru rezultatele tale. Și să știi că te-ai schimbat, arăți mult mai bine. Mulțumesc frumos. Da, vă zic, nu contează. Frumusețea pentru mine, nici tânără, nu puneam accent pe frumusețe. Preferam să mă fixez în sănătate și chiar aia era problema. Dar adevărul e că m-am schimbat. Când mă duc la cumpărături, nu mă mai duc pe zona de dulciuri, nu mă mai duc pe zona de sucuri. Ce să zic? Prefer să continui cu... să continui stilul ăsta de viață, mai ales că m-am inițiat și încep să schimb și meniurile din ce în ce mai des. Pâine am renunțat la ea, mai mănânc așa din când în când, dar după curățarea cu sângele, așa mi se pare de dulce și simt și amidonul ăla, deja papilele gustative parcă sunt diferite, parcă mi s-a resetat corpul, nu știu ce s-a întâmplat. Da. Felicitări. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Și noi mulțumim. Și vreau să mai spun ceva. Da. În timp ce alții caută apă pe Marte, eu mă bucur de apa asta, care îmi face bine. Și o recomand și la alții. Deci ai început să stai bine cu viața, cu sângele tău. Mulțumesc la Dumnezeu și vouă. Și de îndrumarea voastră. Și tău. Și noi mulțumim. Bună seara, Emil! Ne bucurăm că ești alături de noi. Și eu mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, de toți invitații care sunteți peste 277 de persoane și mă bucur că sunteți aici cu toții și vreau să vă felicit în primul rând pe cei cu rezultate care ați avut rezultate în această săptămână și nu numai. Țineți aproape din următoare că ați văzut că se poate. Deci dacă noi ne facem acest mod de viață ca să putem să ne învățăm, să ne obișnuim cu el. Astăzi vreau să vă anunț că am primit 3 luni de zile de când fac acest program zilnic minunat. Sufeream de foarte multe boli. Poate o parte din voi mă cunoașteți, poate o parte nu. Din 2016 am fost diagnosticat cu diabet. Făceam insulină dimineață și seară, Siofor și alte pastile. Nu vreau să le dau nume prea multe pentru că nu vreau să le reclam nicăieri și nici reclamă să le fac.
Înțelegeți, dragii mei? Și datorită acestor oameni minunați, datorită acestui suport temeinic și demn de încredere, care este dr. Robert Morse din Statele Unite, care sperăm să-l cunoaștem și personal, și acestui om minunat care a fost, să zic așa, cules dintr-o sală de eveniment, și tu poți să faci asta. Și uite că Victoraș ne-a făcut și nouă ce și-a făcut și lui, și așa a schimbat și el modul de viață de foarte mult timp, și încet, încet și noi ne schimbăm modul de viață ca să trăim în acest sistem în care mai este să trăim, dar nu credeam, știu că vrei să mă întrebi treaba asta, dragul meu, nu credeam așa ceva. După 10 ani de diabet. Da. Nu credeam că mi se întâmplă... Credeai că mai există vreun remediu. Niciun remediu. Știam că voi pleca la odihnă cu diabetul. Cât era la tine glicemia? Păi oscila. A fost când m-a depistat 367, dar pe urmă s-a dus în 500. A fost și cu HI, adică foarte mare, de nu mai vedea aparatul. Dar la mine a fost pe sistem nervos, pe stres, pe ceva de genul, nu știu pe ce, că nu-mi revedea niciodată și medicamentele îmi întrețineau boala. Abia acum am văzut că medicamentele îmi întrețineau boala. Din 3 februarie am început să beau apă zero, apă fără reziduri. În 27 ianuarie a fost prima emisiune care m-am uitat și eu, o colaboratoare de-a mea în credință din Bistrița. Mi-a zis, Emil, tu ești cu sănătatea la pământ. Uite, n-ai vrea să încerci un remediu, să vezi și tu cum e. Uite, să te uiți la niște emisiuni, să vezi despre ce este vorba. Și când v-am văzut, parcă mi s-a aprins un beculeț așa, de nu mă mai opream din lacrimi, că vedeam atâția oameni fericiți și atâția oameni bine dispuși. Și eu eram 113 kg. Înainte de asta am slăbit eu un pic așa, era 117, care nu mă mai ducea mai jos, mai sus. Așa rămăsesem, 15, 16, 17, 14 și tot așa, 100 peste 100. Acum mulțumesc că am 87 de kilograme. Încet, încet am ținut de acest program zilnic alături de îndrumătorul meu, care îi mulțumesc din inimă îndrumătoarei mele, care se numește Rădița Radu. Și nu pot să spun altceva decât și ție, Victoraș, care ești un om deosebit și nu întâmplător, tu ai venit și te-ai născut pe acest pământ. Te-ai născut cu un scop. Cât aveai scopul de... se vede, mulțumim lui Dumnezeu că te-a folosit pe tine prima dată, te-a mustruit pe tine așa prima dată și apoi tu ne vezi pe noi ce avem de făcut. Cât aveai tensiunea? Cât da, ai acum 20, și cât 20, ai acum 20. Glicemia după ce mănânci? Păi am mâncat mai devreme, pe la vreo 7 și ceva, așa am mâncat cina de seară, mi-am luat glicemia, 110. Și tensiunea 14, era 14, aproape 14, 1,39, adică 13,9, cu 8. Probabil că am mâncat și din cauza asta am mai făcut și un pic de efort, m-am mai și gândit, of ce fac că intru târziu iar la emisiune, of ce fac eu că intru iar târziu la emisiune. Da, ce să facem? Oricum, noi vedem fericirea ta, știm când ai venit erai foarte trist, pentru că urma să faci o intervenție și nu era prima intervenție chirurgicală. Și chiar ne-a întrebat ce să faci și noi am spus că este decizia. Exact. Și ne-a spus că este o șansă mai bună să încerc și partea asta. Că am timp până atunci să iau decizia respectivă. Și profesorul care trebuia să mă controleze la acest spital la București, ne și cunoaștem, este și muzician. Eu sunt muzician de profesie. Și acest profesor care operează pe cord deschis, mi-a zis, Emil, dacă l-ai cunoscut pe Victoraș Pârșan, pe aici, pe la noi, nu trebuie să mai treci. Ne întâlnim numai pe scene, când vom cânta împreună. Dar pe aici, pe la clinică, pe la mine, n-ai de ce să mai treci niciodată. El m-a încurajat. El m-a încurajat foarte mult și tu m-ai încurajat. Să faci ce operație trebuie să faci?
Trebuia să fac o coronarografie să mai introducă 3 stenduri la inimă. Wow. Am și o întrebare pentru tine, Emil. Da, dragul meu. Cât timp ai luat insulină și câte doze? Că am cunoscut și eu de alții care au avut insulină. Deci am luat o insulină, se numește Tugeu, să-i dau și numele, poftim, îi dau și nume. Dimineață luam 50 de unități, seara 50 de unități. O săptămână. Pe urmă, la sfârșit de săptămână, mai luam altă insulină, aparte de asta care luam în fiecare zi. Plus medicație. Ciofor, și pentru, uita cum se chema cealaltă cu H, în fine. Dacă vreți să vă arăt așa ca chestii, eu încă le port și le port după mine. Câți ani ai luat insulină? În 2015, 2015, primăvară, iunie. A, deci vreo 7 ani. De atunci, de când am, uitați, astea sunt o parte din medicamente, așa, și aici mai am, uitați. Le poți la tine? Da, să vă arăt, insuline, uitați, insuline, da. Le pun la mine, să zic, Ozempic se cheamă. Mi-a zis o farmacistă, domnul Tudose, dacă nu le mai luați, nu mi le dați mie să le dau lui mama. Și am zis, bă, da, mi le dau, dar cât costă ele original? Că eu le iau gratis, că sunt pensionat pe caz de vreo 2700 de lei, 2000. Păi dați-mi jumătate mie și jumătate îi dau eu dumneavoastră, gratis. Și până la urmă i-am spus, facem-o bine altceva. Dați-i lui mama să bea apă. Și mai bine dați-i lui mama să dea apă decât să facă insulină. Și vă rămân banii toți în buzunar. Cazurile de diabet de la o zi la alta. Deci e teroare cu diabetul în România. Și oamenii nu știu că de fapt nu sunt bolnavi de diabet. Asta e. Da. Așa că îmi pare bine că te-am cunoscut și pe tine, care tu îl cunoști foarte bine. Adică nu vă mai aud. Ai semnalul mai slab acolo, ți se întrerupe. Da, după corporație și semnalul, că am mai slăbit de asta. E mai slab semnalul. Bine. O să ne auzim și o să ne vedem. Mai sunt cu aproximație 13, 14, 12, 13 zile și ne vom vedea care veniți la Brașov. Și ne vom cunoaște și personal. Și cu altă ocazie, când o să facem ceva de amploare, poate am să-mi iau și aparatura muzicală, să facem și o serată de... Da. O serată Emil, toată plină de apă. Emil, pâine mai mănânci? Dragul meu, din când în când mi-aduc aminte că trebuie să mănânc grâu încolțit. Și mai dau telefonul Maria Balaș de la Piatra, că ea mi-a zis, Emil, când mai vii în Piatra să-ți mai dau niște grâu încolțit. Nu mai mănânc, dragul meu. Nu mai mănânc pâine. Păi orice om care este bolnav sau va deveni bolnav, mănâncă pâine. Tu de ce nu mai mănânci? Păi, iar bag toxicitate în mine. Am văzut că e toxică pâine. Perforează intestinele pâinea. Cu cine? Marian a lăsat un mesaj aici, când vin la Brașov. Marian, cine e Marian? Mariană? Bine. Nu știu care. Bună seara, Veronica, ne bucurăm că ești alături de noi. De cât timp ești alături de noi? Bună seara tuturor, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Din luna martie am început, da, curățele din 18 martie, dar de la sora mea, Lena, am aflat link-ul, am urmărit de la 1 martie până la 18, până am recuperat puțin din... apă zero, să consumă apa zero. Am emoții, vă spun. A fost greu să mă înfiați? A fost o decizie grea să ne urmăriți seara de seară? Nu, pentru că am urmărit de mult pe internet o metodă cu apă.
Am găsit pe domnul de la Alba Carolina, domnul Radu Roncea, și l-am trimis la sora mea în februarie, prin 27 februarie, zic, Lenusa, dragă, uite ce am găsit eu aici. Și zice, păi îți trimit eu altceva și mai bun, tot de acolo, din zona aia. Și mi-a trimis link-ul cu dumneavoastră. Și le-am urmărit toate, m-am bucurat enorm de mult și mulțumesc bunul Dumnezeu că v-am găsit prin intermediul lui sora mea. Am și hotărât să încep programul zilnic. L-am început în 18 martie și îl respect și astăzi, mai puțin de Paști. Atunci m-am afiliat familiei și am pregătit ce au avut nevoie. Am mâncat și eu 3 zile și pe urmă iarăși am continuat. Am făcut 2 detoxifieri până în 2 aprilie. În 2 mai am început curățarea intestinelor. Am scăzut în greutate cam 4 kg am eliminat, plus 2-6 kg, de la 5-6 la 50 de kg, până în 17 mai. Super. Deci 6 kg am scăzut. Acum am început în 18... Ce credeți că au fost acele 6 kg? 4 au fost eliminări de la intestine. Vreau un kilogram cel mult, un kilogram de la ficat, pancreas, bilă, ce au fi fost pe acolo. N-am avut multe, dar au fost. Le-am trimis la sora mea o parte. Ați fi crezut dumneavoastră că o să eliminați așa ceva? Din câte am ascultat înregistrările dumneavoastră, mi-am dat seama că trebuie să fie ceva, dar nu am crezut că am eu. Eu am avut totuși o viață mai echilibrată, așa, o alimentație mai echilibrată, așa consideram eu. Beam multă apă și dimineața, de multe ori uitam să mănânc, dar mâncam pe la 1-2 și n-am pus în greutate în viața mea. Eu am haine și de când eram fată, care mi se potrivesc îmbrăcămintea și astăzi. Însă n-am crezut, dar am eliminat. Și eu mă bucur, mă simt foarte bine, nu mai am amețelile care le-am avut. Adică nu s-au produs acele scăderi de puls până la 20, să mă ducă salvarea. Până la urmă am făcut investigații și aveam ceva probleme cu valvele la inimă. Nu se închideau. Iar prima dată, în 2015, valva mitrală anterioară stângă nu se închidea, numai 65%. Pe urmă, după 2 ani, încă 2 valve. Și mereu trebuia să ajung la urgențe. Cădea pulsul. Nu puteam să stau în picioare să mă ridic. Pe verticală. Da, cu alte cuvinte, nu mai transportați oxigen la nivel celular și de aici imediat scăderea de energie instant. Da. În luna, din luna aprilie, după curățarea ficatului, a bilei și rinichilor, nu am mai avut acele amețeli. Să mă așez pe 2-3 scaune și la serviciu, șefa știa această problemă, ca să stau capul în jos, să ajut inima să pulseze sânge la creier, să nu mai... să nu am cad de pe scaun. Stând pe scaun la birou, aveam amețelele și mă duceam într-o parte. Cum funcționează inima? Bine. Am tensiunea constantă, 120 ceva, mai scade la 113,80, dar e bine, mă simt foarte bine. Și pulsul? Pulsul e 70, 60, 70, nu mai scade sub 60. Ai fi crezut că există vreun remediu pentru tine în situația ta? Acum sunt la curățarea sângelui și am speranța că această etapă m-a ajutat foarte mult la cele 3 valve să nu fac intervenția chirurgicală. Crezi că este înțelept să le cureți decât să le schimbi? Da. Eu am evitat de fiecare dată orice intervenție, deși am avut o bursită la un cot, dar și atunci mi-a părut rău că am intervenit, că și-a revenit până la urmă, dar totuși mi s-a făcut intervenția.
nu sunt adepta intervenției asupra organismului. Dar n-am avut încotro, am intrat pe filiera medicilor și mi s-a propus. Trebuie să stabilim cu un domn doctor care să facă intervenția și cât costă și așa cu casa de asigurări de sănătate. Trebuia să adun bani și am adunat o parte, nu ne ajungeau pentru toate trei valvele, ca să facem pe cord deschis. Acum, mulțumesc, având Dumnezeu, nici nu mă gândesc și vă mulțumesc dumneavoastră, îndrumătoarei mele, Ancuța, și tuturor celor care, de la care am învățat foarte multe în sala Zoom. Și noi mulțumim că ați avut curajul, deși am simțit emoțiile dumneavoastră. Uitați că v-ați vindecat acum și de emoții. E altfel acum, nu la sfârșit. Da, am scăpat. Urmez și totuși aș fi vrut să vă mai întreb cu alimentația. Eu n-am mâncat pâine din numai la Paște 3 zile. Am mai adoptat cât un pic, o bucată de pâine. Mă simt bine, mai simt nevoia să iau, dar nu iau. Îmi impun, eu sunt foarte severă cu mine, având în vedere scopul pentru care fac acest lucru. Dar să știți că acele cristale se depun în țesuturi. Ele nu se asimilează la nivel celor. Corpul trebuie să le elimine. Pentru că sunt... Făina e, mă rog, plus că sunt lucruri amestecate acolo cu făina, aia nu este făină în totalitate, plus că grâul nu mai este ce a fost, este ceva modificat, dar acele cristale care sunt coapte, prăjite sau coapte, vă dați seama că nu poate să pătrundă ceva în celulă care este, de fapt, trebuie să fie eliminate din corp. Și în procesul de eliminare lasă urme. Sau lasă depune. Nimănui nu-i convine când oamenii lucrează în mod direct cu mine sau eu lucrez în mod direct cu ei sau cu îndrumătorii care au lucrat cu mine și lucrează cu oamenii. Oamenii zic așa, da, eu mănânc carne. Dar noi spunem, da, poți să mănânci. Pâine să nu mai mănânci. Aoleu, cum să nu mănânc pâine? Deci, orice om zice că noi o să-i spunem să nu mai mănânce carne. Nu, noi prima oară îi spunem să nu mai mănânce pâine. Pentru că carnea este decizie personală dacă o mai mănânci, că nu mai poți mânca după ce curești carne. Așa este. Deci, sau oameni care vin și spun, păi da, eu fumez, ce să fac? Fumează mai mult. Dar de ce fumezi? Hai, domne, cum spui să fumez? Păi da, păi da, ce vrei să mor? Păi fumează, domne, mai mult. Deci, păi cât la cât ai ajuns? 10 țigări. Hai, domne, că dumneata nu fumezi. Da, ia, domne, câteva pachete, fumează din ce în ce mai mult, zic. Cum, domne, să fumezi mai mult? E prima oară când cineva îmi spune așa ceva. Da, domne, zic, dumneata, ai voie să fumezi. Iei o cană cu apă și te duci să fumezi. Și spui, mă duc să fumez. Și pui apă și te duci și fumezi. Domne, du-te, domne, fumează mai mult. Și ce să fac, domne? Pui apă în cană și bei apă și fumezi. Și zici că fumezi. Da. Domnul Victoraș, fiți amabil, dar despre pâinea de secară... Bună seara, Angela, ne bucurăm că ești alături de noi. De cât timp ești alături de noi? Bună seara. Cam din data de 29 martie. Atunci... am intrat așa mai direct în contact cu voi, dar pe tine eu te-am văzut cam în urmă cu un an de zile, pe Facebook mi-a apărut, cred că avem prieteni comuni, și tot am văzut că faci acolo analize la apă, făceai cu electrizorul. Eu sunt laborantă de profesie și fac astfel de analize, bine, nu fac electroliza apei, dar nu înțelegeam ce vroiai să demonstrezi. Am văzut, faci ceva interesant, dar nu acum am prins atunci ideea. Acum ai înțeles? Da. Păi hai să spun cum am înțeles, că ce faci de fapt. Am ajuns la tine în contact direct prin intermediul lui Romulus Șuru, cu care avem un proiect comun de blockchain capital digital, e pe criptovalută, și eu i-am dat acest proiect și acum noi suntem parteneri de afaceri. Și în discuții am ajuns la o discuție așa mai personală și am ajuns ca să vedem că avem prieteni comuni și el mi l-a recomandat pe Emil Tudose.
Și atunci Emil Tudose, în privat, mi-a povestit că ce bolnav a fost și în 15 zile cum și-a reglat toate problemele de sănătate. Și lucrul ăsta mi-a atras atenția și i-am spus, de cum ai reușit? Și mi-a povestit de tine. Numele atunci mi l-am amintit, dar n-am făcut legătura imediat. Doar când te-am văzut în emisiune, mi-a dat link-ul, am intrat în emisiune și atunci am făcut legătura cu ce am văzut eu în urmă cu un an de zile. Te-am urmărit o săptămână să văd exact ce faci. Și eu am, cam din 2017, sunt în contact cu foarte multe informații, absolut ce faci acolo cu microscopie în câmp întunecat și toate lucrurile care le povestești le cunoșteam, am citit și eu cărți și nu mi-erau străine și am putut să fac repede legătura cu ele. Am avut și niște probleme pe tehnologia asta de 5G, poate odată o să vă povestesc, că de acolo porni căutările mele. Și atunci am zis la Emil să-mi facă legătura, mă rog, cu îndrumătorii, că am văzut că așa se procedează și am început să consumăm apa. Ce pot să vă zic? Eu am mai făcut terapii de curățare anul trecut, vreo 3 am făcut cu tatăl meu și cu mama, a lui Andreas Moritz. Bine, funcționează bine și acelea, dar fără apă, egal cu zero. Deci n-au așa efecte ca aceasta. Și acum am făcut curățările tale a doua oară. Am intrat în contact cu Angelica, i-am dat informația, n-am știut că ea de 2 ani se ocupă cu această treabă care v-a povestit-o și a fost foarte impresionată și cumva ne-am conectat amândouă pe domeniu și a zis că uite, dacă vrei, hai să-ți aduc să o încerci. Eu oricum sunt foarte deschisă la lucrurile acestea. Care pentru sunt că rezultatele? Care sunt rezultatele? Păi, eu la cele două curățări, eu n-am avut nicio problemă. Să zic așa, deosebită, în care să observ că am eliminat ceva. În ziua aceea, când a venit Angelica, mi-a lăsat aparatul 3 ore. Părinții mei au stat mai mult timp în contact cu el, vreo 4-5 ore. Eu venisem de la serviciu, 2 ore am apucat. Și pe urmă a trebuit să merg să fac o tranzacție de casă la țară, cu tuton de zis să luăm casă la țară. Și oamenii aceia ne-au dus cu mașina, am făcut așa o călătorie de circa o oră, dar puțin cu curbe, mă rog, nu știu, poate au activat și treaba asta, dar vă spun sincer, deci mi-a fost de toată jena că o trebuie să opresc mașina, că o trebuie să fac eliminări pe toate căile. Deci, dezastru. Dar după aceea m-am simțit bine. Deci asta a fost ciudată, deci, experiența de la, asta mea. De la terapie cu aparatul, da. Tu ai început să ai eliminări. Da, imediat. Imediat. Da, am și vomat și am și eliminat. Ok. Eu cred că am avut și metale grele, pentru că eu lucrez în domeniul chimic și intru în contact cu foarte multe substanțe. Am făcut și o detoxifiere la medicina muncii, pentru că suntem acolo noi, cum suntem în combinatul Azomureș, vă dați seama, tot timpul putem să avem acces acolo și am fost și internată pentru asta, pentru că eu sunt foarte atentă ce am în corpul meu și atunci când observ ceva, apelez la ei. Și atunci mi-a făcut ceva chelare, nu știu exact cum a procedat, cu ceva injecții și probabil că au rămas pentru că tot timpul aveam durere de cap și asta mi-a dispărut acum. Asta e foarte interesant. O lucrat așa, parcă o scos o travă din mine. Și corpul se pare că a reacționat și a eliminat. Felicitări, Angela! Vă mulțumesc la toți, ție Tudose că mi-ai dat informația în primul rând, după aceea și la Rădița, și la Victoraș, și la Romulus, la toți vă mulțumesc că toți ați contribuit și la Angelica acum. Dar ai fi crezut tu că tu lucrezi în tratare apei acolo și faci analize la apă și scoți o apă de diferite feluri, că nu scoți numai un fel de apă? Păi eu fac chiar apă zero. Da. Numai că nu poți să bei că industrial. Da. Vedeți că nu orice apă zero poți să bei. Deci ne spune că clar, este industrială, deci nu poți să bei. Ai fi crezut tu că tu o să afli adevărul și adevărul te va elibera? Păi eu știu asta din Biblie că așa este și dacă cauți vei găsi. Și uite, se pare că dacă am căutat și am cerut... Tu ziceai că știi totul despre apă, nu? Da, nu am știut totul. Și încă cred că o să mai aflu în continuare. Exact. Bineînțeles, vă mulțumesc tuturor. Mulțumim și ție, Angela, pentru frumoasa ta experiență și a tuturor celor care ați intrat în contact în această seară. Eu vă mulțumesc. Experiența noastră, experiența voastră nouă.
Într-adevăr, o să ne vedem cu acele persoane care ne-au intrat deja la inimă în Brașov. Următoarea noastră întâlnire, așa în care să ne luăm în brațe, va fi în luna 7 anul acesta și probabil că va fi în fiecare lună. Ne întâlnim cu acele persoane care sunt într-adevăr de acțiune și dumneavoastră care vreți să beneficiați de anumite lucruri, important este să vorbiți cu îndrumătorul dumneavoastră, pentru că foarte multe lucruri vor ajunge în zonele dumneavoastră, pentru că noi facem o întâlnire acum special cu oamenii care sunt în domeniu, da? Care vor să dezvolte aceste concepte de sănătate, special pentru o mai bună eficiență. De ce? Suntem în secolul vitezei, știți? Și dacă noi lucrăm în 7 zile până la 14 zile, tu simți rezultate, uitați că în această seară vine cineva și zice, păi după 2-3 zile, imediat, sau imediat în secunda numărul 2 nu mai e poftă de pâine și de carne și de nu mai știu ce. Adică dacă mie mi-a luat 6 luni de zile să nu mai am pofte de carne, adică, mă rog, pofte în sensul că să mănânc carne, că și acum îmi place mirosul, deci noi ne hrănim și prin faptul că mirosim sau că auzim anumite lucruri și prin faptul că vedem anumite culori. Deci hrana este mult mai complexă decât să mănânc sănătos, e decât un mic aspect al vieții noastre pe care se pune un mare accent, care nu are nimic de a face cu sănătatea, că mănânc sănătos vei fi sănătos. Foarte multe lucruri le-ați învățat în această săptămână. Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți la întâlnirile pe care noi o să le organizăm, pentru că le organizăm nu pentru noi, ci pentru acei oameni care să beneficieze, pentru că e foarte greu să suferi în ziua de azi și suferi numai că suferi din durerea sau din inflamația cu care o ai în corp, suferi că nu te mai poți bucura de viață. Ai ajuns la o vârstă sau ai ajuns la o situație financiară sau materială, sau chiar dacă nu ai nicio situație financiară sau materială, ai copii, ai nepoți, ai de ce să te bucuri și nu te mai poți bucura, nu te mai poți juca cu ei în parc, nu mai ai răbdare, nu mai suporți. Sunt niște lucruri extraordinare cum un om poate de la o zi la alta să aibă altă perspectivă a vieții și să plece pe o speranță reală. Deci asta este, realitatea asta este extraordinară, că putem să facem o resetare a corpului instantă și cu aceste tehnologii care noi o să, bineînțeles că o să vi le prezentăm și dumneavoastră, în zonele dumneavoastră vor fi prezente, așa că nu trebuie să faceți mari deplasări. Pentru toți aceia care veți fi luna aceasta alături de noi, vă mulțumesc foarte mult. Pentru cei care v-ați hotărât în această seară să fiți alături de noi, iarăși vă mulțumesc. Și atunci să ne vedem cu bine. Dacă vreți să invitați pentru săptămâna viitoare prieteni de-ai voștri, cunoștințe, nu trebuie să-i lămuriți cu nimic, doar trebuie să dăruiți. Pentru acest lucru trebuie să vorbiți cu îndrumătorii voștri ca să vedeți care este metoda prin care și dumneavoastră ați fost aduși aici, ați fost aduși printr-o metodă, nu v-a forțat nimeni, nu v-a convins nimeni, dumneavoastră aici v-ați convins, așa că dacă vreți să faceți un bine, un bine nu se face cu forță. Știți? Rău poți să faci cu forța, dar bine nu poți să faci cu forța și este o metodă prin care îndrumătorii dumneavoastră au folosit-o cu dumneavoastră și o să învățați și dumneavoastră cum puteți să faceți bine într-un mod real la cineva care dorește, nu la cineva care nu dorește. Și poate că o să faceți un bine copiilor voștri, soțului, soției, vecinilor voștri și în felul acesta creați un mediu în jurul vostru și în societatea în care noi în acest moment bine putem să facem.
Pentru că până acum n-am știut cum, dar dacă avem o metodă sau avem mai multe metode prin care putem face bine, dumneavoastră doar trebuie să spuneți îndrumătorul dumneavoastră că vreți să deveniți un îndrumător. Puteți să deveniți un îndrumător, sunteți un îndrumător dacă lucrați împreună cu îndrumătorul dumneavoastră, pentru că veți primi această metodă și veți fi eficienți ca să faceți bine. Pentru acest lucru trebuie să ai înțelepciune. Cu înțelepciunea nu mai poți să faci rău. Cu informația puteai să faci înainte și bine și rău. Așa că fii înțelept. Încă o dată, seară bună. Știu că mai aveți întrebări. O să oprim aici înregistrarea. Și ne vedem în această lună la Brașov și luna viitoare o să ne vedem la Câmpul Lung Mușel cu unii dintre dumneavoastră care ați învățat să dăruiți. Întreabă cineva când vom fi în Delta, în Tulcea, Victoraș, poate trebuie să ajungem și în Delta Dunării. În orice loc ați fi din această lume, puteți să fiți cu noi în Brașov sau puteți să fiți cu noi în Câmpul Lung, numai că nu puteți lua masa cu noi, dar în mediul online v-am permis accesul să fiți alături de noi. Așa că toate cele bune cu tehnologia putem să fim mâine față în față. Fizic însă sunt niște eforturi, știți și voi, cazare, avioane și toate aceste lucruri, vize, pentru unii ne trebuie viză de România. Bine, seară bună tuturor! Domnul Victoraș, o să vă sun și eu un pic. Seară bună tuturor! Seară bună! Seară bună, mulțumim! Seară bună, să ne vedem cu bine și sănătoși, mai voioși, mai sănătoși! Domnul Victoraș, am trimis adresa pe WhatsApp-ul dumneavoastră. Bine? Bine, se face comanda. Mulțumim! Bună! Ne mai auzim în seara asta, Victoraș, sau mâine, că e prea bună? Seară bună! Cum zici tu? Noapte bună, dragii mei!